Începând cu 1 martie și până la data de 31 august 2014, rentierii agricoli se pot prezenta la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru a-și viza carnetele de rentier agricol. Pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2013, aceștia trebuie să se prezinte la centrele județene APIA, începând cu 1 martie și terminând cu 31 august, bineînțeles în zilele lucrătoare, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Persoanele care doresc să beneficieze de rentă viageră pentru anul 2013 o pot obține doar dacă își vizează carnetele. Ce acte trebuie să prezinte el atunci când vine la viză? Bineînțeles, trebuie să se prezinte cu carnetul de rentier, cu contractul de arendare în baza căruia a beneficiat de această rentă viageră, buletinul de identitate sau cartea de identitate în original, cu documente de coordonate bancare, dacă dorește să îi fie virată această rentă într-un cont în bancă. Acest act pentru prezentare este opțional. Dacă nu prezintă acest document de coordonate bancare, renta îi va fi virată prin poștă. Renta viageră se oferă o singură dată pe an, într-o singură rată. Aceasta reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro sau 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan în funcție de statutul terenului. Numărul persoanelor care solicită rentă agricolă este în scădere. Anul acesta, Agenția de Plăți și Intervenție Agricolă a primit un număr de 1158 de carnete pentru viză în tot județul.